Ok, să începem. Cu toate că am început acum 3 ani. Ca artist, e greu să iei de la zero. Te uiți la ceea ce au făcut cei care ți-au creat lumea ta și încerci să-ți găsești locul. Dar totuși, de multe ori, alergăm un vis. O pagină ruptă dintr-o carte groasă. De data asta am simțit și eu că am urmat pașii celor dinaintea mea și am simțit că văd lumea prin ochii lor. Atunci când spui o poveste, te duci pe un drum. Dacă te regăsești pe acel drum, continui. Până vei obține ceva real. Străzile. Cum pot pune străzile pe melodia chitarei mele? Nimeni din orașul meu nu a știut cum să facă pe un întreg album. Prima mea piesă înregistrată a fost Tramford Long Blues, dar oamenii făceau mult mai multe lucruri decât să se plimbe cu un tramvai. Trebuia să vin cu ceva mai bun de atât data viitoare. Oamenii iubeau, se distrau, aveau problemele lor și o paie diferită în suflet. Și eu aveam una. Doar ieșit din liceul de arte, mă gândeam cum să mă reconectez la vasta mare inspirație. Și prin muzica pe care o ascultam, am găsit, într-un fel, tărâmul făgăduinței. Deși am înregistrat cam 50 de cover-uri, am vrut să aduc lumii ceva nou. Trebuia totuși să iau mai încet, pentru că nu aveam pe nimeni de partea mea. Aveam 3 chitare electrice și una acustică și niciun prieten care știa cum funcționează muzica. Și trebuia să am o idee bună ca să termin un album. Deși voiam ca înregistrările să sune epic și măreț, trebuia să mă resemnez. Totuși, aveam o șansă să fac fix ce mi-am propus. Așa că dormitorul mi-a devenit studio, număram și începeam să cânt. 1, 2, 3, 4. Când seara a căzut, uite ce am zis este despre o prietenie stricată de retrospective, în principal. Nu prea contează ce s-a întâmplat, ar trebui să conteze însă ceea ce ar trebui să se întâmple în continuare. Într-adevăr, n-am pus neapărat pe chestia asta, accent am pus pe... Uite ce am zis eu, iartă-mi greșeala pentru a încerca să ne mutăm în continuare în lumea de din viitor. Peste ochii tăi am aruncat ploi gri. Uite ce am zis eu, iubit pierdut, iubit pierdut, iubit pierdut, iubit pierdut, iubit pierdut. Partea de la început cu falseto este pur și simplu ca un fel de accentuare a piesei, este ceea ce auzi practic prima oară atunci când asculti piesa. De ce? Pentru că acea piesă este importantă,
false, te opui doar în momentele importante ale unei piese și acea piesă este cu totul importantă pentru mine, pentru că a marcat un început și unul dintre stâlpii albumului. Uite ce am zis e, iubiri pierdute pe străzi și pe ale. Acum nu mai pasă, n-ai mai vorbi. Dacă sunt întemnițat în casă, a mea vină va fi. Uite ce am zis, uite ce am zis, uite ce am zis, yeah, yeah. Am aruncat ploi reci peste ochii tăi. Am aruncat noi grei. Prima dublă din Uite ce am zis ieri e ca un fel de schiță durată. Nu e chiar foarte clară, dar este primul lucru la care am lucrat pentru album. Da. Piesa nu e extrem de complicată, are vreo 5 elemente maxim, cred, ceea ce e puțin pentru orice muzician, dar pentru mine a fost perfect. Așa m-am gândit că ar fi cel mai folositor și pentru ascultători, pentru că este ușor de ascultat, n-are nimic ascuns și este fix ceea ce aveam nevoie. Uite ce am zis e, iubiri pierdute, străzi și pe alei. Aceeași perioadă am lucrat și la Tunetul pe strada ta și desigur că piesa am lăsat-o pentru album, n-am lăsat-o ca și single pentru că era drăguță, suna vesel, era foarte bună, dar totuși era superficială și nu vreau să fiu, după părerea mea acum, vreau să fiu recunoscut pentru ea. Că tatăl tău vine, ieri e Tunetul pe strada, Tunetul pe strada, Tunetul pe strada, Tunetul pe strada ta. Gata, asta e strada ta.